Ne-am întors, ei bine, vă promiteam niște demonstrații practice ca să vedeți dacă vă măritați, cum o să fie anul viitor, tot ceea ce se face de Sfântul Andrei. Denisa este pregătită aici, avem o măsuță. Laura și Roxana, puteți să mergeți lângă ea, vă rog? Hai să vedem. Denisa, ia zi, deci ce avem acolo? Avem două poluri cu pământ. Vă alegeți câte unul și o să puneți greu și îl păstrăm aici, să vedem, ne întâlnim după Revelion, să vedem al cui a încolțit mai mult, care dacă va avea un an mai bun, așa, nu? Ăsta o să fie al meu, nu? Și ăsta o să fie al meu și trebuie să pun greu, nu? Deasupra? Da. Haideți, vă dau câte o mănușă, să nu vă murdăriți, da, să nu vă stricați manicura. De desubt acolo, nu? Eu am să mă îngrăbesc ca să-mi găsesc sortitul, da, să am. Ei, nu știi că graba strică. Strică treaba, da? E, acum țineți cont și puneți aceeași unitate de măsură la greu și la, chiar dacă e mai înaltă, nu contează. Deci ea nu o să mănânce doi cozonaci, o să mănânce tot o felie. Da, așa eu n-am înțeles ce fac ele acum. Își plantăm, nu? Își văd viitorul pentru anul următor. Cât va fi de benefic. În timp ce plantați, fetele, în timp ce puneți boabele, trebuie să aveți o anumită stare, o anumită trăire interioară. Ceva, nu? Da, da. Și multe dorințe. Dorință și rugăciune. Ele au vârsta, dar ele ales pe ele. Pe Mălina și pe Roxana sunt mai mici. Mai trebuie să aștepte. Mai trebuie să aștepte, da. Da. Păi n-ai... Cum? Ce trebuie să fac? Stea la rând, să stea la rând. Să la adică, doamna, aici ca să punem în... Da, auzi, de ce pui tu cu... Tu ești stângace? De ce pui cu mâna stângă? Să-ți meargă totul dandoasele? Păi, e stângace? E stângace? Poți să o întorci pe partea cealaltă. Ce e vreo incantație care trebuie să spun? Nu, pui cu sufletul. Și ce trebuie să spună, Geta? Nu, cu stângace. La microfon, auzi? La microfon. Ia cu mâna dreaptă greu și amestecă cu stânga. Doamne, doamne, te rog frumos să-mi arăți cum va fi anul viitor. Așa. Te rog frumos. De oamenii mai... Mai departe. Și mulțumeam în același timp, dar și Sfântului Andrei, pentru că este un obicei specific Sfântului Andrei. Așa. Și pui puțin apă. Pui cruci, foarte bine. Așa că nu mai... Eu și când fac mâncare, după ce o termin, fac cruci deasupra oalei și eu zic că e bine așa. Are multe pretenții mâncarea, doamne, dacă o gătești. În primul rând, când te-ai apucat să mesteci în mâncare, am făcut eu într-o emisiune și a rămas blocat de ce nu fac în continuare. Pentru că în momentul când ai pornit ritualul de a găti, e bine să mesteci de 40 de ori în sens invers a celor de ceasuni. Păi de ce? Ca tot ce înseamnă energii negative să nu vină în viața ta, să le dai afară, Adriana. După aceea, mesteci de 3 ori la dreapta, și spui numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Hai să vedem cu verigheta. Cine ne dă o verighetă? Numai cine nu e pe poziție de ruptură. Că dacă îi dau verigheta mea și mi-intră una de asta în viață, m-am nenorocit. M-am ucis acolo. Nu de altceva. Și cu busuiocul cum facem? Cu busuiocul? Dacă n-ai aghiazmă, lași așa. Îți iei un fir și îl bagi în sân. Da? Da. Nu, no, un fir întreg. Ia și tu o bucățică, păi, o inflorescență. Păi ăla e cimbru. De acolo. Ce este? Cum cânta Maria? E cimbru. Tănase. E cimbru? E foarte bun. E foarte bun. E mai puternic decât busuiocul. Dacă pui prea multă mâncare, l-ai otrăvit pe bărbat. Prea mult cimbru? Care? Nu-i face altceva, dar-i dă o digestie. Care? E șef de tron. De cine e vorba? Că n-are pe nimeni, e solo, bas. Păi nu știu, dar chiar depinde. Poate invită pe cineva la masă. Nu are pe nimeni. N-are pe nimeni? N-are. Băi. Să-mi spui ziua și luna și spui eu dacă te măriți. Toată lumea se întreabă și toată lumea, 4 august? Da? Nici una pe nici. E foarte greu în august. Domeniul muzical să înțeleagă cineva. Ia, 12 cu 9, 21. La anul n-ai chef de măriți. Și anul ăsta ți-a dat cineva târcoale și le-ai dat cu... Așa e, Laura. Păpariu, ai rupt o legătură anul ăsta, ceva care n-a mers la suflet. Da. Iar anul viitor, ce te sfătuiesc, să stai pe lângă doamna Adriana, așa? Pentru că o să-ți dea rețeta fericirii. Eu o vând ei azi și ea o să-ți dea și ție. E în aceeași an. Și eu am folosit expresia asta mai puțin mai devreme cu ele două. Stați la rând la fericire. Nu, la fericire nu se stă la rând. Fericirea intri în față întotdeauna și ți-o iei. Eu cred foarte mult și în destin, pentru că totul e cum vrea și Dumnezeu. Păi atât timp cât ai o zi, o lună și un an de naștere, ai un destin dat de sus. Exact. Ăla nu-l schimbi. Exact. Tu alegi calea ca să-l îndeplinești, că să fie mai ușor sau mai greu.
Dar de schimba nu. Numele poți să-l schimbi. Deci personalitatea ce o poți schimba exact. În viață. Dar nu schimbi destinul niciodată. Aș vrea să ne mai zică Geta odată deci, cu verigheta cum se face. Ia spune Geta. Noi am făcut, adică prietena mea a făcut la cum până dintre ani, dar am înțeles că se poate face și acum. Deci s-a pus o verighetă în apă, o lumânare, da. Dar nu cred că noi avem acum lumânare, și s-a rugat. S-a ce rugat. Culoare are lumânarea? Era albă, era albă lumânarea. Deci pentru toate, pe vremea aceea pentru nici nu existau lumânări colorate. Ba, sunt, deși acum și sunt de mulți ani, dar noi n-am știut să le folosim. Nu știu, pe deci vremea dacă vrei pentru dragoste, dacă vrei pentru dragoste, pune o lumânare roz sau roșie. Uite că a mers și cu albă. Eu zic, puneți ce lumânare aveți că merge. Importantă e starea de suflet, dorința aceea. Deci ea s-a rugat și a dorit și a văzut pur și simplu un chip de bărbat. Probabil a crezut, dar și-a dorit foarte mult. Măi, ziceai că e pictat acolo în verighetă. L-am văzut și eu, păi de-aia, altfel nu credeam. Astea sunt l-am văzut și eu, sigur că da. Dar să nu pui un pahar de la mic de țuică ca să vezi. Un pahar cu gura mai mare. Era un pahar de băut apă, un pahar normal de 250 de grame. Și trebuie să-l umpli aproape. Apă era cam de 2 cm. O, prea puțină. Păi atât foarte bine, uitați după o emisiune, eu o să-mi scriu frumos pe o hârtiuță. Nu trebuie să scrii, trebuie ca să simți toate. Păi vrei nu, ca să știu pașii. Ce am de făcut pas cu pas. Laura, și... stai că mai avem multe de făcut la sămăritatul. Ne arde de măritat, nu te interesează. Mai bine interesează de melodii. Ne arde de bărbați acum. Bărbații... Ei, ziceam și eu așa, că e cu tradițiile. Lasă, nu mai scrie nimic. Orice femeie își dorește până la urmă. Bărbatul e un rău necesar, fetele. Să vă intre bine, ca bărbatul e un rău necesar. El trăiește pe lângă casa femeii și femeia se hrănește cu zilele lui. Orice femeie își dorește un bărbat, nu-i problema asta, dar nu măritat. Unde știi tu că nu-și doresc doi? E vorba de împlinire. O femeie simte nevoia de un bărbat pentru că prin el se împlinește și e normal să se întâmple așa, cum și bărbatul are nevoie de o femeie alături de el. Dacă nu găsești acel bărbat, cum face? Dacă ce? Dacă nu-l găsești. Dacă a, odată și odată îl găsești, nu se poate. Mentalul tău deja e... Tot, câți ani ai? Nu, am 25, dar... Oh, ești încă foarte tânăr. Încă e de singurătate. Ai tot timpul. Făcut cariera în față păi. Și... La dar fost la și în prea tinere să vă gândiți la măritat. Dar probabil cred că nici din cauza asta nu ne apare persoana potrivită. Noi fiind foarte dedicată în auzi, speță. Să nu veniți când o ți avea 40 de ani, dacă îmi dă Dumnezeu atâți ani, să mă întrebați de ce ați rămas nemăritat. Tu de-aia n-ai adus-o pe Mălina și pe Roxana acasă. Păi nu, să vă spun păi de ce. Sunt, ele, sunt două lucruri foarte bune de făcut în viață. Nu, că sunt trezitul de vreme și măritișul de vreme. Mai avem două invitate, sunt mai mici dar decât sunt voi, mici, dar... Dar lasă-le pe ele, că ele au, pietatele, au 25, astea mici au 18-19 ani, fratele. Păi sunt prea mici, nu? Pentru trebuie să stea la rând la fericire ele, astea mici. Lasă-vă, când o suna ceasul la rău, nu mai țineți cont de ce spune bursuc sau ce zic eu. Ne dați la o parte și vă duceți la treaba voastră. Vorbeam de destin. Mai asta e regula firii, e legea firii. Te rog frumos să nu te bagi în meseria mea, domnul, stimabile domn. Important e și felul cum gândești, adică totul provine din ambiție, adică provine totul mental, în punctul meu de vedere, adică ceea ce îți propui aia reușești în viață. Mai sunt și necesitățile fiziologice. Dacă știu, cu mintea apa și mai dar vis, și managerul a trebuie apucat. Managerul e șmecher. Le convine să se încarce cu energia la fetele de 18-25 de ani. Da, managerul nu are nicio vorbă de spus. Așa, tânăr. Domnul meu, mă scuzați că vă întreb. Domnul meu. Un manager n-are și el o vorbă de spus? Ba da, dar nu în viața personală. Exact, viața personală. În viața personală, eu ca manager nu mă bag în viața personală. Păi da, vedeți, pentru Roxana poate fi doar manager, dar îmi face parte din viața mea și e cel mai bun sfătuitor al meu și e ca părintele meu. Bun, eu zic așa. După publicitate, avem niște probe pentru invitatele mele, dar și pentru sărbătoriții de astăzi, pentru că avem multe surprize. Dar să vedeți ce probe avem. Da? Dea la mulți ani! Mulțumesc frumos, Adriana! Foarte bine v-am găsit și la mulți ani sărbătoriților. Da, mulțumesc, Victoria Sava. Te-ai îmbrăcat special așa de Sfântul Andrei? M-am îmbrăcat special pentru show-ul meu. Este costumația, una din costumațiile cu care eu apar pe scenă. În stil oriental, așa. Este un costum de belly dance într-o altă formă.
Foarte frumos. Să-i spunem la mulți ani și lui Dinu Maxer. Care tocmai am plinit, da, 42 de ani. Da. 42 de ani, mulți înainte, Dinu. Andrei Leonte este aici. Am păstrat în continuare invitații. Dan Bursuc a început să vină cu artileria grea sau cu cine? Hai să le prezentăm pe domnișoare. Ea e sărbătorită și ea. Și pe ea o cheamă Andreea Mălina. La mulți ani, Andreea Mălina. Și cu tânăra mea moldoveancă, sujeveancă, Roxana Sava. Roxana Sava. La mulți ani, fetelor. La mulți ani tuturor celor pe care îi cheamă Andreea. Andreea, la mulți ani de sfântul Andrei. Și la mulți ani și din partea mea pentru feblețea sufletului meu, mentorul, modelul meu de viață, domnul Andrei Mihalache. La mulți ani. Ani. La mulți ani tuturor. Andrei Leonte este aici. La mulți ani, Andrei. Vino un pic mai aproape. Ia, dacă unde mai aproape? Dacă faceți ziua schimb de locuri. Nu faceți niciun schimb de locuri. Okay. Pentru că v-am pregătit o surpriză de ea. Vino și tu mai aproape că e și ziua ta. Aha. Am o surpriză pentru voi. Așa. Deci am nevoie de încă o sărbătorită. Da, o sărbătorită. Ea e sărbătorită. Hai, Mălina, vino și tu. Știai tu că n-am mâncat astăzi? Ne dai popcorn? Nu vă dau popcorn să-l mâncați. Deci treceți pe partea aia acolo. Așa, deci avem aici trei sărbătoriți. Trei sărbătoriți. Deci Andreea Mălina, Andrei Leonte și Dea Maxer. O să vă rog frumos cu ajutorul acestor paie. E cadou de ziua voastră, așa, să vedem dacă sunteți pricepuți. Să duceți acest popcorn, uite aici pe masa, a, pe masa asta, unde avem trei castronele. Hai să vedem. Dăm startul, 1, 2, 3 și repede, repede, hai să vedem. Deia, ți-a căzut popcornul. Încă o dată, încă o dată, hai să vedem. Sunteți cântăreți, deci teoretic trebuie să aveți plămânii dezvoltați. Am ales alt castron. Repede, 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 repede. Duceți tot popcornul. Hai, Mălina, hai, mai repede, Andreea Mălina, hai, repede, repede, repede. Hai, Leonte, Andrei Leonte, repede, 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 repede. Mă, castronul meu e în mijloc. Hai să vedem. Deci asta este proba de viteză. Adriana, dar nu trișați, vă rog. Acolo văd că să greșesc că nu trișați, nu trișați, vă rog să nu trișați. Nu, m-am împins. Mi-am scăpat popcornul. Hai, nu mai sare simt în gură. Castronul tău e cel din stânga, sărbătorita Mălina. Fiecare cu castronul lui. Mălina nu trișa, Mălina nu trișa că te-am văzut. Hai, repede, 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 repede. Hai, proba de viteză. Hai, Dea. Hai, 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 Dea. Uite că i-a ieșit, bravo de ea. Bravo, bravo, bravo. Ia uite, Andrei Leonte s-a apucat de mâncat. Păi mai bine îl mănânci decât să-l tot pim cu paia, așa? Nu, el vrea să fie băia. Se vede cine merge la film des, ai văzut? E ca proba aia din armată. Dacă ții minte, Dan Bursuc, ai făcut armata, apropo. Niciodată, n-aveam. Niciodată. Cum, da. La... Sunt cu unt sau nu? Că eu țin post. Nu, sunt cu nu știu, cu ulei de cocos. Dânsul a făcut armata. Ai făcut armata? Știi că era proba aia cu spălat, gresia cu periuța. Soția face armata cu el, cred. Soția face armata cu tine, nu? La 42 de ani de o simplă. Să știi că n-ai microfon, așa că nu te auzi. Stai că nu se aude. Zic, de la 42 de ani la 25 e cam greu să fac cam armata. Cam greu, nu? Cu bun, mine, hai repede, viteză, mai aveți un minut. Repede, repede, repede. Auzi, Adriana, eu recunosc. Soția mea face armata cu mine. Face armata, dar bravo. M-a pus bine. Bravo. M-a pus bine. Eu recunosc, el dacă nu vrea să recunoască, e treaba lui. Mă, momentan nu. Dacă am și eu generalul meu. Normal. Dar, apropo de asta, deci de spălat gresia cu periuța ca în armată, uite, mai avem aici un minut. Hai să vedem cine reușește să adune mai multe floricele în castronul portocaliu. Știi care era problema cu armata? Armata nu era, de fapt, ceea ce trebuia să fie armata. Normal. Era o... umilință. Umilință, mulțumesc. Căutam un cuvânt mai frumos. Niciodată. Și l-ai găsit. Cum să fie maestre umilință? Aolea. Era umilință când te punea să speli gresia cu... Dar poate n-ai făcut-o în copilărie când dacă vin și acolo trebuie să înveți multe lucruri acolo. Dar tu de ce n-ai făcut armata? Strigă. Eu n-am făcut armata că am studiat. Eram la înțeles. Conservator, normal. Și dacă am trecut la conservator, am trecut de etapa aia. Păi înțeles? Și la mine, după ce am făcut medicina, hai, repede, m-am chemat. Bravo, felicitări. Cât mai avem, că am obosit. Încă m-am puțin, chemat. Încă puțin. Și trebuia după, dar n-am mai fost. A fost ziua ta vineri. Da, mulțumesc. Cum ai petrecut? A fost senzațional. Au fost atâtea vedete, atâția artiști care au cântat. Uite, dacă... Uite și pe ăsta, mic, la mulți ani. La mulți ani lui Andreea. Mulțumesc.
Am fost atât de mult și a fost atât de frumos. Ne-a primit extraordinar Florin Grigore, că îl știi de la Etno, în localul lui, un restaurant deosebit de elegant. Și s-a cântat de la început până la sfârșit, s-a distrat lumea. La ora 12 a fost potop. De bea am reușit să plecăm cu toții acasă. Dar Gata, stop. Avut impresii foarte frumoase. Stop, Denisa, numără tu, vezi cine a adunat mai multe floricele. Doamne, deci ar trebui să încercați. E foarte greu. E greu, nu? Denisa, al meu e în mijloc. Ai nevoie de un grădinar să numere floricelele? Da. Nu, că e vizibil. Să numere florile. De unde știi? E vizibil, uite. Păi, dar trebuie să le numărați. Hai să le numărăm. Da, este vizibil. Glumesc. Da, am pus unii la alții, să știi. Am contribuit. Bun, și a câștigat Andrei Leonte. Ce-a câștigat? O să? Da, ai câștigat o castronă, poți să-l mănânci. Da? Ia să vedem acum pe Dea. Hai, Dea! Uite ce frumos! Roxana, hai să te vedem. Hai să văd eu dacă pot să mă plec. Ia, că ești doi și de-am bursă. Eu mă bag. Dar tine de ce nu se bagă? Hai, Dinu și tu. Ia uite cum mă bag. Dinu, hai și tu, Dinu. Hai, Dușe, hai și voi. Hai, Roxana, nu trișa, Roxana. Bravo, Roxana. Laura Vas, hai, e rândul tău. Andreas, bravo, Andreas. Dinu Marfer. Hai, Dea, hai că poți. Wow, bravo! Bine sărbătorită! Hai, la pachet, amândouă. Bravo, dragele mele! Felicitări! Cred că această probă a fost câștigată de Dea Maxer. Da, felicitări! V-am mai pregătit, vă spuneam foarte multe lucruri. Mă, Denisa, tu ce faci, mă, acolo? E bătaie cu tort acum? Bătaie cu frișcă? Bătaie cu frișcă? Bătaie cu frișcă și cu tort. Un tort pentru Andrei Leonte. Un tort pentru Dea Maxer. Uite, dă-i lui Andreea, te rog. Uite, la mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc! De când cu problemele cu incendiile, să știți că nu mai aprindem lumânări. Uite, Adriana. Da. Pentru că am văzut că aveți un tort în minus sau că a apărut o sărbătorită în, așa, vreau să îi dau eu, Mărinei, tortul meu, mai ales că eu țin post. La mulți ani, la mulți ani în suflet. Este Laura Vas aici, s-a îmbrăcat așa foarte, foarte strălucitor. Strălucește. Și o să rog să ne cânte ceva frumos. Da, mulțumesc pentru complimente. Poate te mărit, uite, dacă tu cânti acum de Sfântul Andrei. Mulțumesc frumos. Mi-a plăcut foarte, foarte pătrunzătoare această piesă. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu să pătrundă în inimile oamenilor. Ce zici, dacă sigur, tu ne cânti de Sfântul Andrei, te măriți? Ce să zic? Ți-ai visat? Nu, păi nu am făcut. Acum am învățat și eu. M-a învățat domnul Vorobchevici mai devreme cum se pune cu grâu, cu treburile. Mai aștept un an. Mă aștept cât vrea Dumnezeu, destinul știe. Hai să te ascultăm, Laura, că asta e important. Mulțumesc mult. Că ai venit aici să ne distrăm. Da. Jură viața mea pe inima mea, jură-te pe mine. Dacă lumea asta ține cineva, îmi țin eu la tine. Jură viața mea. Cineva cum ține.
mamile ei, dar nu-mi lua iubirea. Lângă tine eu vreau să gust mereu cum e fericirea. Zilele de vrei poți să mi le iei, dar nu-mi lua iubirea. Eu fără tine n-am nimic și-n mine să zic să amâne toată lumea că ești viața. Promiteam o petrecere surpriză de Sfântul Andrei. Iată că surpriza a venit. Maestru Dan Bursuc aici împreună, ca de fiecare dată la mare, la sărbătoare, că tu așa. Deci vreau să vă zic că tot anul ăsta n-a fost sfânt în calendar să-mi vină Dan Bursuc. Deci o să-i zic Sfântul Bursuc. Să rămână, mulțumesc mult și pentru invitațiile voastre. Mă simt atât de fericit. Eu vin ca la mine acasă în emisiunea mulțumesc, voastră. Mulțumesc, Dane. Ce avem aici? Taraful. Taraful Dan Bursuc? Taraful, așa cum m-am promis eu că vă mai ține numai de taraful. E plăcerea mea, 2016, multe tarafuri de-a lui Dan Bursuc, cu multe soliste de muzică populară. Da, ai dat-o pe populară? Ce-i cu tine? Păi de ce să nu dau și pe populară? Dacă manelele le-am făcut, trebuie să trăi și în partea asta altă. Tarafuri multe, am mulți prieteni, colegi, artiști care cântă frumos și plăcut. Muzica populară. Soliste frumoase, da. Muzică. Soliști 1 și 1, iată-l și pe Tisi. L-avem și pe Mister, și pe Mirul Bogdan, Mister Canagiambe, și pe Cojo. Cojo. Și tarafurile noastre frumoase și bune. Foarte frumos, a rămas lângă noi și Roxana, prințesa Ardealului. Laura Vasi este aici. Păi eu zic să dăm drumul la petrecere, păi la cu mulți ce vrei tu să dăm? Cu ce vrei tu? Păi acum nu mă bag. Nu mă bag, că-i taraful tău, da? Și cum aș vrea eu să încep așa. Ia. Un pic pe la, prin Moldova, un pic prin pentru, Moldova. Pentru toți sărbătoriții moldoveni. Moldoveni. Să începem cu Roxana Savu. Roxana Savu e venită tocmai de la Suceava. Dar unde ai găsit-o pe Roxana? Mi-a trimis-o Sfinții. Sfântul Andrei. Anului. Sfântul Andrei. Bine, da, hai să o ascultăm. Astăzi e lansarea, mă, colaborarea mea cu ea. Sunt viața mea moldovencele. A, am înțeles. Dar unde găsești femei frumoase decât în Moldova? Ia uite. Hai, tată, te rog, omul de tot răcorește sufletele întregii. Și la mulți ani, dragii mei, din partea noastră! Sau audie până la nor, rusa scafișorilor. Curasone, scriu carașul, ținii angul fâierașul. Sau audie până la nor, rusa scafișorilor. Când iau bătița joc, și-o toată lumea face loc, mă! Hei, hei, bătii și sma bătii rare, să țâșnească la paneale, să curgă unii zora. Să nu mă lași, bagă și-ți mă bagă rare. Să țâșnească la pandeal, să curgă unii zvoraș. Să vei
mă lași. Când doar vie dușman și li, să li crape buzăli, să nu poată s-arota, mă-i baghiță gura ta. Când doar vie dușman și li, să li crape buzăli, să nu poată s-arota, mă-i baghiță gura ta. Numai eu s-o sărut, dar nu le-a dat nici cu prumut. Și un bun fericitul și pe mine m-a făcut. Adică în joc am început. Jucatul și iubitul fac și un bun fericitul și pe mine m-a făcut. Adică în joc am început. Tropa, tropa și țup, țup, ochii cu țelii de rup. Le-a pun eu în petecuț, pa de-a care mi-i dragut. Tropa, tropa și țup, țup, ochii cu țelii de rup. Le-a pun eu în petecuț, pa de-a care mi-i dragut. Păi îi spune la toboșar, îi suțească ceacul iar mai la rusacă, uite așa, bă, de-a ști, a juca. La șubată cu batei, șopriri pe călcăi. Și-apoi roată iar și iar, parcă am jucat pe jar. Când se uită în ochii mei, ia să fac, ia să scântei. Și-apoi roată iar și iar, parcă am jucat pe jar. Când se uită în ochii mei, ia să fac, ia să scântei. Drag nijotul de părtit, hai și bădița de iubit, mă! Hai frumos de umbratuț, nu mai bun pentru dragut. Aici, dragii mei, gașca lui Bursuc, toți artiștii minunați pe care i-a adus astăzi la noi la emisiune Dan Bursuc, o să vă rog, aveți acolo pe ecran un număr de telefon, dați-ne dedicații. Ce melodie doriți să se cânte aici la noi în emisiune și Dan Bursuc suntem la este astăzi... Suntem la dispoziția tuturor telespectatorilor voștri care urmăresc frumoasa voastră emisiune. Eu am o gașcă frumoasă cu toate zonele și cu manele și cu folclor și cu muzică de petrecere. Noi stăm la dispoziția dumneavoastră și... Uite, o doamnă Magdalena din Cara Severin, cred că vrea pe Bogdan artistul, pe Mr. Cana Giambe, nu-i așa? Ia să vedem. Alo? Bună ziua, bună ziua, la mulți ani tuturor, Andreilor și Andrei din România. La mulți ani, doamnă, la mulți ani. Ce se cântă pe acolo, pe la Caraș? Uite, vă cântăm așa. Uite, cântă Bogdan artistul, Mr. Cana Giambe, îl cunoașteți, da? Da, a cântat da, pe la Cara Severin, ai cântat, nu? Normal. Normal. Ia să vedem ce ne cântă astăzi Mr. Cana Giambe pentru toți cei de acolo de la dumneavoastră, dar și pentru ceilalți, pentru, pentru toți telespectatorii și pentru toți cei care astăzi își serbează ziua de nume. Te ascultăm, Bogdan! N-am văzut așa ceva. Nu se poate aerul normal, tu cu frumusețea ta. Nici actrițele din filme n-au niciuna cazul tău. Cea mai mare frumusețe ție ți-a dat Dumnezeu. Pupă-mă, hai pupă-mă, pe pupă-mă cuiul meu. Pupă-mă, hai, hai pupă-mă. Pupă-mă, dulce cum mă pup mereu.
n-am văzut așa ceva. Nu se poate aerul normal, tu cu frumusețea ta. Nici actrițele din filme n-au niciuna ca tu tău. Cea mai mare frumusețe ție ți-a dat Dumnezeu. Mulțumesc, Mr. Canagea, pe Bogdan, artistul. Ne-am întors, dragii mei, petrecerea continuă. Puteți să ne dați dedicații în direct la numărul de pe ecran. Și pentru că astăzi e paranghelie cu Dan Bursuc, uite ce avem încă aici. Încă un moldovean. Încă un moldovean. Da, de la Vaslui. Da, păi da, păi da, da. Cum se petrece la voi de Sfântul Andrei? Ia zi, ca de obicei, nu? Ca de obicei. Ca de obicei, cu... petrecere în familie, petrecere, băuturi. Petrecere, să fie cu băutură multă, ca așa e la Vaslui. Cu muzică. Ai, că la Vaslui... ai pe cineva care cheamă Andrei la voi? Am foarte mulți verișori care vreau pe ocazia, cu ocazia emisiunii doamnei Adeline Mahmuțeanu la mulți ani. Ia zine pe moldovenește, ca la Vaslui. Ca la mine la Vaslui, acasă, le urez și la toți moldovenii mei un călduros la mulți ani, celor care își servează ziua de nume. Și să ne cânte Cojo. Și să vă cânt și să-i mulțumesc. Da. Așa cum am făcut. Așa cu talent cât de cât. Ca, ca la noi Vaslui. La Moldova. Cât de cât. Orice ai de la Vaslui. Da. Normal. Normal. Nu fac zilele amare.
din suflet. De la Vaslui, Laura și Dănuț. Vezi? Păi rămâneți la Vaslui. Ardealul cu Moldova. Da, ia să vedem. S-a combinat Ardealul cu Moldova și cu țara românească. Și ia uite ce a ieșit. Pentru toți românii. Și ia hai uite ce a ieșit. Hai să vedem ce a ieșit. Vagabond european. Sunt vagabond european. Ești vagabond european. Sunt vagabond, vagabond. Vreau fraier lângă mine. Iubesc numai ce-mi convine.
cheamă domnul Pavel, tocmai de la Cluj. Alo? Alo. Bună ziua. Sunteți în direct, domnul Pavel, pentru cine aveți dedicație? Pentru Andreea din Câmpia Turzii. Din Câmpia Turzii, foarte frumos. Vă place? Nu cum am îmbrăcat astăzi. Nu? Da, foarte frumos. Aveți ținută foarte frumoasă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pavel, la mulți ani încă o dată pentru și toți pentru cei care pentru soacra mea din Vișoara, din Câmpia Turzii. Din Câmpia Turzii, de la Câmpia Turzii, am înțeles. Mulțumesc, domnul Pavel, la mulți ani încă o dată de Sfântul Andrei. Noi ne-am îmbrăcat așa și eu și Denisa, pentru că mâine va fi Ziua Națională a României și ne-am gândit de astăzi să fim pregătite, nu-i așa? Să începem petrecerea. Tu din ce zonă înainte crepusculară ai costumul? Sinceră să fiu, nu știu, că nu din mă Oltenia, pricep. Din Oltenia, hello! Din Oltenia? Ci că e româncă ea. Mă rog, nu mai contează. Din seară să merge așa la club. La club, da. Da, da. Cu steagul pe tine. Important este că avem ipopulare, dragii mei, pentru că stă bine și la emisiune, stă bine și la club o e din asta, dacă știi cum să o porți. Da, bineînțeles, nu? Cum să nu. Să mă ieși pe mine cu tine. Neapărat. Deocamdată, pentru domnul Pavel, dar mai ales pentru toți cei care astăzi petrec de Sfântul Andrei, o rog pe Mălina să ne cânte ceva frumos. Hai, Mălina frumoasă noastră, Mălina cu o sârbă frumoasă. Dacă tot este sărbătoare, m-am gândit să cânt o melodie frumoasă, special pentru toți sărbătoriții noștri, să ne trăiască din suflet la mulți ani, special pentru toată lumea prezentă și pentru toți cei de acasă. Te ascultăm! Șapte inimi am în mine, nu mă dau pe orice cine. Nu mă dau și nu mă dau, nici pe tânăr nu mă dau. A fost om al dracului, eram falasatului. Mă iubeam mândrele într-una, schimbam una câte una. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mă-i fi, ca argintul vii. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mă-i fi, ca argintul vii. Toate-n hambar, muncitor de nu se poate, și mă pricepeam la toate. La beție n-au fost rău, știam să-mi beau șprițul meu. 10 zile dacă beam, cu o vorbă nu greșeam. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mă-i fi, ca argintul vii. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mă-i fi, ca argintul vii. Thank you.
la beție n-au fost rău. Știam să-mi beau șprițul meu. 10 zile dacă beam, cu o vorbă nu greșeam. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mai fiu ca regentul vii. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mai fiu ca regentul vii. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mai fiu ca regentul vii. Ce n-aș da să pot, anii să-i întorc. Iar să mai fiu ca regentul vii. Bravo! Bravo, mea! Bravo! Chiar ca argintul viu, Bogdan, artistul Canajambe este aici. Te rog să ne cânti repede ceva, că se termine emisiunea. Dacă se termine, eu vă mulțumesc, dragii mei, la mulți ani de Sfântul Andrei. Mulțumesc lui Dan Bursuc pentru că a venit aici cu toată gașca, cu taraful. Ia uite, instrumentiștii bine pregătiți. La mulți ani! Cu artiștii lui minunați. Mâine, dragii mei, de 1 decembrie, de Ziua Națională, vă aștept aici, la Necenzurat, cu alte surprize. Foarte, foarte mare. Mulțumesc, Dane. Tot timpul alături de dumneavoastră. La zi mare, la zi de sărbătoare. Bogdan Artistu! Jiggy jump, jiggy jump, jiggy jump. Vreau să te am, să te am, să te am. Jiggy jump, jiggy jump, jiggy jump. Vreau să te am, să te am, să te am. Jiggy jump, jiggy jump, jiggy jump. Vreau să te am, să te am, să te am. Jiggy jump, jiggy jump, jiggy jump. Vreau să te să te am, să te am. Hai să facem dragoste. ¡Suscríbete al canal!